Artiști, ori oameni de artă, repun în circulație valori păstrate în vechi colecții de folclor. În spectacolul nostru, Alexandru Mica, pasionat și cunoscut cercetător și interpret al muzicii noastre vechi, vă propune un moment Anton Pan. Cu acest moment din Arhiva de Aur a Televiziunii Române, care a marcat în istoria tezaurului folcloric începutul concertelor la Sala Radio, 1 martie 1988, dragii noștri telespectatori, vă invităm în lumea tezaurelor. Momentul Anton Pan, prezentat atunci de distinsa realizatoare Marioara Murărescu, a fost susținut de un interpret a cărui carieră artistică este dublată de o bogată activitate de cercetare a cântecului popular românesc și a fenomenului folcloric în general. Personalitate puternică cu convingeri culturale remarcabile, este privit și primit în lumea științifică cu un deosebit respect pentru talent, muncă și dăruire. Televiziunea română, prin emisiunea Tezaur Folcloric, recunoaște aceste merite invitatului nostru de astăzi, căruia noi îi mulțumim pentru întreaga sa activitate și, cu îngăduința dumneavoastră, îi vom dezvălui întreaga activitate artistică rămasă aici ca dovadă a existenței sale în televiziunea română Arhiva de Aur. Este vorba despre distinsul domn profesor universitar doctor emerit Alexandru Mica.
Alexandru Mica, povestea unei vieți, antologia unui cântec. Povestea unei vieți dedicată cântecului românesc, cuprins într-o antologie. 5 veacuri din istoria cântecului popular românesc. Rod al muncii de peste 30 de ani ai profesorului universitar doctor emerit Alexandru Mica. Un cântec care străbate veacuri de simțire și trăire românească, sentimente pe care le regăsim cuprinse cu știința și conștiința omului, a interpretului și, nu în ultimul rând, a cercetătorului Alexandru Mica. Interpret înzestrat cu calități vocale deosebite, care îi permit să abordeze orice gen de cântec popular, Alexandru Mica poate fi considerat acel reper, acel model care, grație unei munci de zeci de ani, a reușit să realizeze pagini de istorie cu ajutorul cântecului românesc. Anvergura profesională impresionantă a domnului Alexandru Mica, autor a mai multor lucrări științifice, fiind răsplătit pe plan național și internațional cu titluri și distincții, a determinat poziționarea domniei sale în elita științifică a țării și chiar a lumii. Noi, astăzi, avem prilejul să-i ascultăm cântecele, să-i înțelegem pasiunea pentru folclorul românesc și, de ce nu, să-i urmăm exemplul. Oricare dintre cercetătorii folclorului românesc nu poate să înceapă acest demers decât cu muzica veche, pentru că de la ea ne tragem toată seva și de acolo ne dăm seama cum a început poporul român să gândească în vers și melodie și să creeze minunățiile cu care noi ne-am hrănit secole la rând, până în zilele noastre. Așa încât demersul meu, când am conturat ideea alcătuirii unei antologii devenită celebră în ultima perioadă, 5 veacuri din istoria cântecului popular românesc, am pornit de la 1546 și am ajuns la anul 2011. Am cules și am depistat tot ce era reprezentativ și valoros pe parcursul acestor secol de ardere lăuntrică a românului de la țară sau de la oraș, și astfel am alcătuit un florilegiu de mare reprezentativitate pe care l-am ținut în suflet până mai de unăzi. Timp de 3 decenii, peste 3 decenii, am ajuns să conturez o perioadă de 622 de creații folclorice, poetico-muzicale, care valorifică toate tipurile de creație folclorică, poetico-muzicală. Nu știu dacă 1540 este începutul începutului. Noi ne-am raportat la acest an pentru că atunci un călugăr franciscan, Ion Căianul, din Târgoviște, de fel, a consemnat în tabulatură prima formă de consemnare melodică a folclorului românesc, Țarina de la Abrud și Banul Mărăcine. Recursul la perioada veche a folclorului tradițional românesc din zona noastră, ca de altfel din toate zonele folclorice ale țării, a fost o necesitate imperioasă a timpului, dar și a cercetării multidisciplinare a folclorului și culturii noastre populare. După momentul Ioan Căianul, am trecut succesiv prin alte colecții mai puțin semnificative ca valoare și ca întindere și am ajuns, cum era firesc, la momentul Anton Pan. Anton Pan, ziditor al culturii române, spitalul amorului sau cântătorul dorului, așa a intitulat culegerea sa de folclor, marele Anton Pan, primul culegător de folclor poetico-muzical, mai înainte de Alexandrie, cu 20 de ani. Alexandrie a cules doar poezia, cu toate că cunoștea muzică,
dar n-a reținut decât versurile folclorice în celebra sa culegere Poezii Populare ale Românilor, din care am extras Sultanica în antologie, împreună cu alte 16 piese splendide, culese de el în satele din zona Mirceștiului. Bruneză verde, cardama, Sultanico fa. Ori tu mi-ai făcut ceva, Sultanico fa. De nu te mai pot uita, când mă uit la casa ta, mi se rupe inima, Sultanico fa. De la gât, Sultanico fa. M-a prins, m-a omorât, Sultanico fa. Alunicați de pe brațe, Sultanico fa. Păi ia să mă scoată din viață, Sultanico. Cântecul cu temă istorică reprezintă pentru interpretul și cercetătorul Alexandru Mica acea punte de legătură cu trecutul poporului român. Eroul din cântecele de vitejie și cântecele de revoltă este prezentat atât în latura sa umană, cu tragismul rezultat din suferințele aduse de asuprire și nedreptate, dar și în latura dăruirii pentru apărarea pământului strămoșesc. Să ascultăm așadar una din perlele dedicate iubirii de neam și țară din repertoriul interpretului Alexandru Mica. Ce-ai lung ca măgurelilor asupra scaienilor. Ai, ce multe corturi sunt întinse, multe sunt, mărunte sunt, de buși negri te tărești, țarice moldovenești. Ce-ai la mijloc de corturele este un cort mare rotat, cu creștetul nărânzat, cu coalilii de bumbac, cu ușa de taftă verde care în lume nu se vede, cu țărușe de argint, dar n-am văzut de când sunt, de când maica m-a făcut, cu eline de alamă ca să nu se bage în seamă. Dar în cor ce mi-a șternute, covor verde de mătas, peste covor d-un cearceaf, peste cearceaf masă întinsă, ce dar la masă cine-mi șade. Ce dar la masă cine-mi șade, șade domnul Mihai Vodă, cu buzeștii de-amândoi, cu căpreștii câtești trei, popa Stoica din Piscani, care s-a lăsat de popie, s-a luat de haiducie, și cu Nedea, slugă dreaptă, slugă dreaptă și înțeleaptă, e mai bun decât un frate. Mihai vădă ce făcea, de la masă se scula, păza, el făcând că se uita, un doceață năzărea, dat în gură ce zicea. Păi
doafi pulbere de drum, drumulețul și-o ținea. Doafi ceață crez din cer, tot când voi soare isipi, crez la noi n-o mai veni. Ce iar în cort că mi-și intra la masă să așeza, unde bea și să cinstea, la nimina nu gândea. Ia că radul cel frumos din satul Calonfirești, care în lume n-a mai fost. De trei ori cortocolea, până ușa inimerea. Ce dacă ușa inimerea, în ușa cortului ședea, Mihai Vodă că-l vedea. Ai tu, Radu, cel frumos din sat din Calonfirești, care în lume n-ai mai fost. Hai la masă să mâncăm, să bem și să ne cinstim, ne facem cheful de plin. Ce dar, Radu, ce-mi zicea? Hai tu, Doamne, Mihai Vodă, ție-ți vine de-a mânca? Mie-mi vine de-a crăpa. Dar știi, Doamne, dar nu știi, ca dată tare până noi ne-a robit, ne-a pustiit, grele vremuri ne-a venit. Și la tine am venit să-mi dai mână de ajutor, pe Buzești de amândoi, pe Căprești câte-și trei, pe Pastoica din Piscani, și pe Nedea, slugă dreaptă, slugă dreaptă și înțeleaptă. M-am preocupat asidu de rădăcinile ancestrale ale cântărilor noastre folclorice contemporane și sigur că am ajuns și la momentul 1877, în momentul în care ne pregăteam în țară să aniversăm, să sărbătorim 100 de ani de la câștigarea independenței de stat a României. Și atunci am propus Electrocordului să înregistrez un mănunchi din cântările rămase dedicate acestui mare, crucial eveniment din istoria noastră națională, dar și când a fost vorba să comemorăm cei 70 de ani de la răscoala nemilos înăbușită de la 1907. În război, în 1877, au murit peste 10.000 de oameni români. La 1907, peste 11.000. Deci iată ce tribut de sânge a putut să dea poporul român în aceste împrejurări istorice. Și atunci, Ion Filip, care a fost cu doamna Banu, au format o echipă extraordinară în televiziune, ne-am gândit să transpunem în imagine momentul 77 și 1907. Lele verde, trei granate, anul 907. O lună de 10 martie, început lumea să revolte. Cu topoare la spinare și cu furci la subțioare, să-l omoare pe ciocoi ca sub sângele din noi. Da, țăranu, ce-mi făcea, plugul-n căruță-mi punea. Și la câmp că se ducea, ara țăranu unde voia. Ăla nimie zând diseară, venea boierul călare. Da, ce faci tu, mă, Ioane, am venit să ard cocoane. Da, boierul ce-i zicea, da, boierul ce-i zicea. Nu mai ara, mă, Ioane, bam, sar, măi, cocoane. Da, boierul ce-mi făcea, vă două gârba ce-i da, și pe fugă se punea, mare revoltă era. Alexandru Mica are posibilitatea de a ne reda cu patimă vie crâmpeie din trecutul nostru tragic și eroic, trăite parcă aevea în fața noastră. Tinerețea lui învingătoare este însăși tinerețea acestui popor învingător
și mai tânăras ca niciodată. Baladele tânărului interpret nu cată a fi o copie mecanică a unor înregistrări culese de la acei cântăreți de demult. Ele se vor o trăire actuală, pentru că actuală este și dragostea de țară din care de-a lungul timpului au izvorât. Lele verde, trei granate, Neica, lele verde, trei granate, până la 907, când mi se bătea de moarte, ploile cu frunzilimă, ciorile cu crăcilimă, apile cu măcilimă, vitile cu bolilimă, păi omul cu nevoili. Omul cu nevoili. Pentru noi, cântecul de luptă nu este numai un îndemn la perpetuarea amintirii eroilor, ci și o silință către câștigul viitoarelor lupte. Acum ascultăm glasul acelor țălani și intelectuali, a meseriașilor și a omilor soldați la 1877, care după o lungă robie ne-au readus independența, nu numai teritorială, ci și spirituală, dar ele, aceste cântece simple, cutremurătoare, vorbesc într-un grai al unui veac apus, dar viu în conștiința noastră. Ele povestesc despre cei căzuți pe câmpul de luptă de atunci, dar nu despre moartea lor, pentru că eroii sunt nemuritori. Cine moare pentru patrie, nu moare. Dumnezeu să te ferească, păi da bătaia românească, când să dau spate la spate, bat cu puștili de moarte. Când să dau spate la spate, bat cu puștili de moarte. Foaie verde, foi de tei, mi-aduc bine aminte, măi, unde a fost bătaia-ntâi, unde a fost bătaia-ntâi. Păi s-aud tobilii bătând, păi și goarnili răsunând, răsunând cu foc șaleane, ca pe timpul lui Ștefan, răsunând pe-ntins de plaii, ca pe timpul lui Mihai. Păi și-a sunat și-a tot sunat, până țara s-a scăpat, da de biruri și de dușmanii, de pașă, de otomanii. Țăranul român este și șugubăț, adică el nu numai e marcat de tragism și de dramatism și de suferințe în viața lui de zi cu zi. Știe să spună, nu bancuri, să spună glume și să se și alimenteze sufletește ei, cetățenii, locuitorii satelor unii de la alții, cu asemenea glume, care mai de care mai picante uneori, dar care mai de care mai interesante și de care creează bună dispoziție. Avem în antologie câteva mostre de asemenea cântece, pe care le-am preluat, le-am înregistrat și le-am și inclus în antologie și care fac savoarea oricărui ascultător. Salcioară, tămâioară, Ioană, Ioană, doică Ioană, ai bate coasa-n poiană, frumoasă-i ca și-o icoană, înaltă ca și-o buriană. T-ai băgat până-i cam boană, t-ai băgat până-i cam boană. Thank you.
mă roagă să iau furiș, eu aș vrea să iau un nuntă. I-am spune că nu se uită, i-am spune că nu se uită. Trei lămâi și trei cutui, mă, Ioana, nechi, vrei să-mi vii, mă, garcea peste zi, mă, lase garcea peste zi, la casa din pălării, mă. Unde ne iubeam întâi, mă, unde ne iubeam întâi. Ioana, Ioana noastră, dam flori până pe coastă, ia coasa și gresia, mă, ce-ai să cosi în livada și furcoiul al dintâi, mă, să-l pui oanică pe tâi, mă, și cu dreapta s-o mânghii și furcoiul al dintâi, mă. Să-l pui oanică pe tâi, mă, și cu dreapta s-o mânghii. Se cuvin laude și se cuvine menționat abordarea de către Alexandru Mica prin anii 70, la începutul anilor 70, a baladei populare, a cântecului bătrânesc și a cântecului de dragoste din Câmpia Dunării. Ceea ce a făcut și face Alexandru Mica în continuare este într-adevăr reprezentativ și valoros pentru patrimoniul nostru muzical tradițional. Sunt într-adevăr valori și ele își dovedesc această calitate prin faptul că practic nu există auditor, indiferent din ce categorie socială, care ascultându-le să nu rămână plăcut surprins și să dorească să mai asculte. Cântecul de dragoste din Vatra Satului, cântecul lung de dragoste de pe Vlașca și Teleorman, este cântecul cu care eu am intrat în Radio București. Gruia Stoia așa m-a și cunoscut când făcusem primele înregistrări. Domnul Brauner l-a rugat pe Gheorghe Zamfir să accepte să mă acompanieze cu Efta Botoca la vioară, cu Marin Cotoanță la cobză, Nicolae Stoiculeț la vioară de asemenea. Și atunci am cântat câteva, două balade, cântece de dragoste de pe Teleorman în special. Hai, hai! Supătilor mane mai în jos de Brotășani. Păi mai în jos de Brotășani s-a iscat un cuc băloane și-mi cântă ca un dușman. Păi dă-mă de jos, că-i de păcale și ce cântă, l-a mărit cu picioare, îl nisip cu burtica pe pământ, mă. Hai, hai! Păi cântă cu ce nu-nceta, că-am dat de inimă rea, mi-a pierdut murgușaua, mă. Păi șaua și pingeaua, batista cu dragostea, mă. Păi și mi-a găsit om intra și nu vrea ca, ca să-mi o dea până mă iubicuiam. Muzica.
ce limba-ți pice să-ți dea dai ca să mănânci dumicat în lapte dulce. Păi cântă cu ce numai mie, că la vară cine știe? Păi rămâne în capustie. Dă mine și dă Marie niciodată, că el să știe cât o mai fi, că în câmpie să ascultăm la ei tine-n vie, mă. Colaborarea cu mari realizatori ai televiziunii române, precum Florentina Sadmari, Gheorghe E. Marian, Cleopatra Lorințiu, dezvăluie veleitățile artistice multiple ale interpretului Alexandru Mica, prezent atât în emisiuni de divertisment, cât și în emisiuni culturale. Emisiunile de folclor având însă întâietate pentru exprimarea personalității artistice a domniei sale. Muzică lăutărească de țară ca și muzică lăutărească de oraș. Cântecul lăutăresc de țară este, cum să zic, este cântecul țărănesc preluat de către lăutarii satelor, profesioniști ai satelor, care l-au ridicat pe o treaptă un pic mai înaltă și l-au transformat în fapt artistic, prezentându-l audienței care l-a creat, practic. Pentru a fi cântăreț, trebuie să ai în repertoriu curent
și doină, și baladă, și cântec de dragoste. Pentru că dacă vrei să-ți faci o carieră din cântecul popular, tradițional, trebuie să le abordezi, să abordezi toate aceste genuri de manifestare de creativitate românească. Televiziunea română este casa sufletului meu. Pentru că aici am venit, am fost primit, am fost prețuit, am fost și iubit. Actuale echipe îi urez viață lungă și să nu abdice sub nicio formă de la acest model de emisiune, Tezaur Folcloric, care este sufletul neamului românesc. Foaie verde, mărăcea,
of, of, ai bălani și hamuri bune, și-o căruță să-mi răsune. Hamurile numai cordele și căruța zugrăvele, iar în spate domnului Alexandru Mica și îndemnăm generațiile de interpreți care în timp vor deveni și cercetători ai fenomenului folcloric să se aplece cu dăruire și cu multă muncă asupra pasiunii lor pentru cântecul românesc. Vă mulțumim și dumneavoastră și vă promitem că de fiecare dată vă vom aduce în atenție aceste materiale document păstrate în Arhiva de Aur a Televiziunii Române, realizate cu ajutorul unor oameni care și-au dedicat viața slujirii cântecului popular românesc și fenomenului folcloric. Pe duminica viitoare, dragii noștri telespectatori!